Într-o zi de iarnă, cu ploaie, frig și ceață, pe un drum înnecat în glod de la marginea Focșaniului, un bătrân își urcă Golgota. E greu tare de mine, mă. Urcă și se roagă neîncetat să aibă putere să ajungă acasă. E un drum lung și anevoios pe care l-a urcat de mii de ori în ultimii 16 ani și care îi pune la grea încercare trupul obosit. Acum 2 ani a căzut și a zăcut inconștient și singur ore în șir. L-a lăsat inima, iar de atunci e mereu puțin teamă când urcă, să nu cumva să nu mai ajungă sus, acolo unde se înalță cel mai frumos vis al său. Mare milă Dumnezeu! După 2 ore de chin, ajunge acasă, în mijlocul pustietății și în inima unei păduri din care, uneori, mai ies să-i dea târcoale sălbăticiunile. Nu el a ales acest loc, spune. Locul l-a ales pe el, pe vremea când el era un oarecare. S-a întâmplat într-un vis, imediat după moartea fiului său, care s-a stins bolnav de tânăr. I s-a arătat această poiană și a auzit o voce care îl îndemna să-și împlinească menirea și să construiască aici un schit. Iar într-o zi a descoperit din pură întâmplare că locul din vis chiar exista, pe dealul Deleanului, și s-a instalat aici imediat. Am venit aici, am văzut, am plantat nuci, nuci mi-a rupt vacile, aici am pus pruni, dar am pus mereu în continuu, că nu m-am lepădat. Uitase puțin de Dumnezeu, spune, redescoperindu-l abia după moartea copilului. De aceea a știut că i s-a dat această misiune ca să umple golul căscat în el, dar și ca să lase în urmă pentru semeni ceva construit de un oarecare, cu sacrificiu de sine și fără vreun interes. Nici nu și-a pus problema cum avea să înalțe el, singur, la 60 de ani și cu o pensie de 700 de lei, o biserică. Am venit cu un cățel mic, bicicletă și așa am ajuns aici. Am dormit 6 luni aici într-o colibă, nu era gardă, nu era chilii, nu era nimic, era vraiște. Mereau ursoaică și mânca de-astea de la copac. Că eu m-am așezat cu portul ăla meu făcut din tablii, celofane, amărășul, cu o lopată, cu hârlez, cu o leacă de mâncare. Făceam rugăciune într-un alt cort, mai încolo, unde e biserica acum, unde e altarul, pe locul ăla, intram pe brânci în el, acolo aveam o cruce care o am și acum legată de niște morminte, unde ziceam să mă îngroape când noi muri, și făceam rugăciune acolo, acolo jos, lângă cruce, era o candelă cu lumânare, Maica Domnului, și făceam rugăciune. A început cu o chilie, ca să poată trece peste iarnă. Și cum a dat primăvara, s-a apucat de construit. Dar n-a avut noroc de la început, căci nici nu-și înălțase bine o biserică trainică, făcută toată din butuci groși de lemn, plătiți din pensia lui infimă, că într-o zi s-a trezit fără ea. Am plecat 15 zile, la treabă. După 15 zile când am venit, n-am mai găsit biserica aia groasă. Era smusă din pământ. Păi da, aia nu se fură într-o zi. Vă dați seama, era lungă de 22 de metri, pe 5 metri, construită de mine cu oameni după în sat, niște dulgheri care îi plăteam zi de zi. Am închinuit tare de tot. Și atunci i-am prins, au sărit cu topoarele să mă omoare. Eu i-am blestemat, nu trebuia să fac lucrul ăsta. S-a ales praful de toate. Să nu blestem în viața ta, Emiliane, am zis după aia. Și a început de la zero, neabătut, hotărât să se țină de promisiune. Ani la rând a săpat, a frământat lut și paie, a turnat ciment, înălțându-și biserica metru cu metru. Și între timp n-a venit nimeni să-i ofere, fără pretenții, ajutor. Eu făceam până la 2 noapte, făceam materiale, aveam un băiat mai tânăr care venea aici, îi strângeam bani din pensii și îl țineam mai multe zile, 4-5 zile. După aia îi spuneam, nu mai am, frate, bani, dar nu, trebuie să mănânc, am familie, du-te și câștigă-ți bani. Rămâneam și făceam eu. Zideam, tencuiam, am făcut pereți întregi la biserică, eu. Păi minte la contribuție și faci. A cărat apoi cum a putut și de pe unde a putut materiale solide ca să-și întărească zidirea. Zeci de căruții, de nisip și de vară am adus ciment. La început cu bicicleta am adus. An de zile. Puneam la spate, abru nouă ce cumpăram, cui, mâncare. Și veneam aici, de rad, rad, împingeam pe bicicletă, nu mergeam călare pe ea. Împingeam de ea, mă prindea pâile câteodată. Am urcat și un sac de ciment pe bicicletă, 15 km am venit cu ea. Tot ce aici, de la un cap la altul până în cap, de făcut de Emilian. Și plafonul și sus, turul, toate. Bineînțeles, cu bici ajutoare la oameni, că ne plăteam. Atât altceva. Cu mâinile astea ați zidit? Mâinile astea, bătrâni, era mai tineri mâini, erau mai puternici. Un bătrânit în gheață, nu vedeți?
Au fost ani grei cu sacrificii multe. Cum pensia îi se ducea într-o clipită pe materiale, a trebuit să învețe să supraviețuiască. Uneori muncea cu ziua pentru câțiva lei în plus, alteori cerșea. Dacă ar fi pus ban pe ban, azi ar fi avut o mică avere. Dar nu mă gândesc la averea care am băgat-o și peste un miliard. Asta e viața mea, un fel de cerșătorie ar fi. Dar mie nu-mi pare, pentru Dumnezeu cer, mă duc și la Iohannis ăsta și cer bani, dacă vrea să-mi dea ei. Pentru Dumnezeu. Așa, nu cer pentru mine. Pentru visul lui a răbdat de foame și de frig. Iarna împărțea hrana cu vietățile din curte, iar el își răsfierbea mâncarea stricată. A fost zile când n-a fost nici mâncare. N-a fost mâncare, de un soi eu. Ce ne sunt de-a mâncat și grăunțe aici. Am împărțit grăunțe la găini, care mi le-a furat țigaie din sat. Făceam porții și am durat o lună de zile cu porțile. Da la pisică, da la cățel, da la găini. Și n-am mai a trecut. Dacă nici n-a fost lucrul ăsta. Să uite că Dumnezeu a lăsat uitarea. Așa a supraviețuit iernilor crunte, în care oamenii de la poalele muntelui se întrebau dacă îl vor mai găsi viu pe fratele Emilian, cum se obișnuiseră să-i spună. Acum 4 ani, când s-a unit să iar zăpada cu biserica, așa era aici. Și aici nu puteai să vezi afară, era zăpada peste casă. Și atunci am intrat în spate, pot să vă arăt, să vedeți, am făcut o gaură în perete. Am spart pe jumătate de zi, sperezi, ta ardeia, sunt pietriți din lutul, lutul e mai tare ca betonul. Dacă ai luat de la galben și cu paie. Și mi-am luat lini în magazin și am venit și am făcut focul. Și mi-am fiercat tot. Am pisat usturoi. În timpul a venit jos din sat, 4 oameni cu lopeți, cu de astea, trimis de pădurar. Și au făcut cărare de jos, 2 kilometri de cărare, a făcut zăpadă ca să treacă să vină în coa. Când au venit ei și au văzut că eu să fum pe hoarnă, trăiește Emilian, n-a murit. N-a venit ziua să mor. Dumnezeu mai mă ține în viață, m-am de tras, m-am de chinuit, le-am zis. S-a chinuit mult, dar a trecut peste toate cu îndârjirea omului care știe că are o menire de împlinit. Și nu oricum, ci până la detaliu. A angajat până și pictori să-i facă icoanele, că n-a vrut să fie de mântuială. I-a plătit tot așa, leu cu leu, din pensia lui mică. Iar când l-a văzut gata, schit adevărat, cu biserică, 4 chilii și sală de mese, s-a simțit pentru prima dată fericit fără seamăn și puțin lecuit de durerea lui. Dar tot nu era gata. A început deci să caute cărți sfinte, cruci, icoane, scaune, tot ce-i trebuie unei biserici ce stă gata să-i primească pe credincioși. Câteva icoane sunt după la containe, după la gunoaie, oamenii le arunc. Țimile de ele, Sfântul Stelian, Curitătorul Pruncilor. Maica Domnului am găsit-o agățat într-o magazie și ăla mi-a cerut bani ca să-i dau bani să cumpere vin și am dat bani și am luat-o. Și am șters-o cu aghiasmă și am pus-o în biserică, e așa frumoasă. Deci icoane aruncate de oameni, într-o magazie aruncată acolo, era șoborane. Așa ți după Maica Domnului, clopot. Mi l-a dat un om de pomană de la o corabie, oltișor, 400 pe el, clopotul. Clopot bun, sună așa frumos. Doar că astăzi sună apustiu. În biserica lui frumoasă, în care și-a zidit 16 ani de viață și amintirile copilului său, nu s-a ținut niciodată o slujbă, deși el haine preoțești a pregătit de mult. Astea patriarhile care sunt preoți care au murit și mi le-a dat mie. Am vrut 5 costume pentru preoți care vor veni, ca să nu cumpere, să nu mai dea Ivan, să aibă aici. Și să le poarte cu cinste, ca să au trecut prin preoți mulți. Poate au fost preoți buni, miloși. Nu? Astea sunt sfinte, sfințite. Astea fac minuni când te spovedești. Câți nu s-au spovedit sub ele? Asta e o cruce care am cumpărat-o eu. Și am adus altarele frumoase. Care să slujească preotul, care va veni. Nu vine, pentru că deși bate de 10 ani drumul spre Episcopia Buzăului, mai mari bisericii n-au vrut în ruptul capului să-i sfințească schitul. N-a fost făcut cu supervizarea lor, i-au spus. N-are binecuvântare. Am fost la Buzău de câteva ori și l-ați luat episcop și ăsta acum. Eu i-am spus lui ăsta la încări acum, Ciprian, i-am spus. Binecuvântarea este făcută de Dumnezeu și scris și verbală. Dacă Dumnezeu a binecuvântat pe Sfântul Petru, pe aia merge și propovăziți Evanghelia în lume. I-a dat scris adeverință la mână. Biserica e sfințită. Însuși e sfințită de Dumnezeu. Însuși prin felul ei, forma ei, cum arată ea, orice biserică, troiță, tot ce-i făcut, însuși e sfințită. Omul trebuie să facă numai un pic de meserie, să dea cu aghiasmă, să-i facă semnul cruce sus. Cerșesc să sfințească biserica de atâția ani de zile și nu vine unul. Îmi dă cu piciorul, ce sunt eu?
nici nu m-ați primit în birou, mă țineți aici pe alea asta ca un hâine. Așa, așa primiți oamenii. M-a făcut nebun, m-a făcut viclean, a făcut ce a vrut din mine. Dar eu nu i-am dat răspunsul dușmănoasii. I-am vorbit frumos. De biserica asta are 16 ani de când așteaptă. Așteptăm până murim. Ce să facem? Ascultarea. Dar nu e să-ți bagi joc de biserică, că nu e a mea, e a lui Dumnezeu. Mi-am spus de niște minuni care se întâmplă aici. Mi-a zis așa, că toți vă lăudați cu minuni cu de-asta, dar toți sunteți posedați de diavol. Vreți să vă ridicați deasupra. Dar eu am spus, prea sfințite, de 16 ani, eu nu m-am ridicat deasupra. Eu întotdeauna cobor în jos și sunt umil, sunt mititel. N-ați să n-aveți curaj să sfințiți biserica aia, făcută din foamete, din amărăciuni. Mă umiliți în halul ăsta. Dacă plec de acolo, ce ne face mai departe acolo? Săteam și mă gândeam odată, dacă aș face un restaurant sau un hotel sau un bordel ăla de muieri, toți au sărit să facă. Ți-ar da ajutor la o biserică, nu-ți dă nimeni. De amărăciune i-a mai trecut uneori prin gând să coboare definitiv printre oameni și să moară în liniște. Dar nu l-a lăsat sufletul să părăsească toată munca lui de zi și de noapte vreme de 16 ani. Spune că nu va putea închide ochii liniștit până când nu va ști când biserica lui s-a slujit. Și e convins că se va întâmpla, pentru că Dumnezeu, povestește el, îi tot trimite semne. De câteva ori, cum să vă spun eu, fac rugăciuni în biserică și lumânările să fac roșii, flacăra. Și într-o zi am făcut experiență și am aprins lumânarea afară. Zic, Doamne, dacă e de la tine, să faci și lumânarea asta roșie, să iei milă, că eu sunt singur aici, mă sperie, nu sunt rom. Cum să spun eu, am și o frică. Și când am aprins lumânarea afară cu chibrit, ălea acolo erau tot roșii. Când am aprins asta, tot roșii s-a făcut și afară. A durat, după ce am terminat rugăciunile, când m-am uitat la lumânări, nu mai erau roșii, erau galbeni, cum sunt ele. Ce-a fost asta? Și nu odată, de multe ori. Și a mai îndrăznit să-i ceară lui Dumnezeu ceva, să facă într-un fel să-i dea și lui băiatul înapoi, măcar puțin. Nu mică i-a fost uimirea când, la câteva luni după ce și-a construit prima chilie, în lutul abia uscat al sobei a apărut, spune el, un chip. O umbră care a făcut-o Dumnezeu pe sobă. Dar din cauza că a plouat, se vede că a plouat mult, a mai deteriorat, cum se spune, umbra. Dar se vede, ochii, vedeți? Nasul, gura, cum e ca un cap de om sprismerenii. În fotografia care o am eu, e mai veche făcută, mai cu ani. Vedeți? Și acum, observați așa ceva, un cap a plecat. Eu am cerut Dumnezeu să mi-l dea aici. Și Dumnezeu mi l-a dat. Cred că el e pe soba aia. Nu mi l-a dat să mă bucur de el. Probabil că nu trebuie acum, în perioada asta. Mi l-a pus pe soba aia, pe Paul. Așa că acum stă în biserica lui, înălțată cu suferință și sacrificiu, și așteaptă să-l audă mai marii clerului și să dea schitului lui dreptul de a exista. Nu e frică de moarte. În grădină și-a pregătit mormântul și crucea făcută din ciment amestecat cu aghiasmă. Îi e frică doar să nu sufle Dumnezeu în el prea tare și să-l stingă înainte de a putea să-și spună în păcat. Aceasta este moștenirea unui om care n-a vrut nimic în afară de a lăsa ceva în urmă.